Un tânăr severinean are nevoie urgentă de donare de sânge. Cât de repede posibil, este nevoie de orice grupă de sânge. Este vorba despre Raicu Alexandru Marian, care se află acum la Spitalul Județean Timișoara, secția neurochirurgie terapie intensivă în stare gravă. Cei care doresc să-l ajute pot merge la centrul de transfuzii din incinta Spitalului Județean Mehedinți. Raicu Alexandru Marian a fost implicat într-un grav accident rutier vineri seara în Drobeta, Turnu Severin, în urma căruia viața i-a fost pusă în pericol. În acest moment, tânărul profesor severinean se află la Spitalul Județean Timișoara, secția neurochirurgie terapie intensivă. Deoarece Raicu Alexandru Marian se află în stare gravă, acesta are nevoie de sânge. Rudele și apropiații tânărului au lansat un apel umanitar pe rețelele de socializare adresat tuturor celor care doresc să doneze sânge, indiferent de grupa sanguină. Cei care doresc să-l ajute pe tânăr pot dona sânge la centrul de transfuzii din incinta Spitalului Județean Mehedinți. Doritorii trebuie să menționeze că donează pentru Raicu Alexandru Marian, aflat la Spitalul Județean Timișoara, secția neurochirurgie ATI. Împreună putem salva o viață.